Vrei să faci un troc? Ce să fac? Ai grijă cât de spui, mama! Înainte, oamenii făceau schimburi ca să obțină ce aveau nevoie. Ăsta e trocul. Înainte nu existau bani? Nu. Aha, deci nu existau nici bănci. Unde să lucrezi tu și am fi mers la film acum. Păi dacă nu existau bani, nu existau nici bilete. Așa că nu ai fi rezolvat nimic. Și nu puteau cumpăra nimic? Nu, făceau schimburi, cum ți-am spus deja. Cum îmi dai tu mie acum mărul tău pentru sandwich-ul meu. Păi mai bine rămâne așa. Era mai simplu. Asta crezi tu? De aia spune-mi, cum îți dai seama dacă obiectul pe care l-ai oferit e la fel de valoros ca cel pe care îl primești? Păi am nevoie de el. Da, ai nevoie acum, dar mâine poate nu mai ai nevoie. Sau se strică dacă e mâncare. Și ce făceau oamenii atunci? Ia, hai lângă mine. Hai să-ți arăt. Au început să fie folosite anumite lucruri pe post de bani. Altfel spus, banii marfă. Depinde unde trăiau. În unele locuri se foloseau de fildeș, pene, pietre șlefuite. La noi în țară, primele obiecte despre care se știe sigur că au fost folosite ca bani au fost vârfurile de săgeți. Trebuie să fi fost tare complicat să car mereu toate lucrurile după tine. Într-adevăr, oamenii din antichitate și-au dat seama că au nevoie de un alt mijloc de schimb și astfel a fost descoperită moneda. Tu știi ce este o monedă? Da, este un obiect rotund din metal pe care îl folosesc și eu azi. Îl iau de la tine și îmi cumpăr înghețată. Ai dreptate. Azi monedele au valori mici și sunt făcute din metal ieftin. Dar la început erau făcute din aur și argint. Toate monedele erau făcute din metal? Nu erau greu de transportat? Nu numai greu, ci și periculos. Din această cauză a apărut ceea ce am putea numi strămoșul banilor de hârtie. Tu îi dădeai banii de metal unui bancher, iar el îți dădea o scrisoare cu care te duceai în alt oraș și primeai bani în schimbul scrisorii de la alt bancher cu care acesta era în legătură. La noi când a apărut leul? În 1867, în timpul domniei regelui Carol I, la noi a fost adoptată legea care a stabilit că leul este moneda națională românească. Primele piese de un leu au fost produse în 1870, când s-a înființat și monetăria statului. Atunci, moneda de un leu era făcută din argint, iar cea de 20 era din aur. Fiecare leu făcea 100 de bani. De unde vine denumirea de leu? De la leul imprimat pe una dintre fețele unei monede olandeze, talerul leu, care a fost una dintre cele mai populare monede utilizate pe teritoriul țărilor române în secolul al XVII-lea. Dacă monedele erau fabricate la monetărie, bancnotele cine le făcea? După 1880, bancnotele au fost emise, adică fabricate, de către Banca Națională a României, înființată în acel an. Astăzi, bancnotele sunt fabricate la imprimăria Băncii Naționale. Dacă ai ști prin câte a trecut leul românesc, în primul rând, valoarea lui s-a schimbat de multe ori. La început, bancnotele românești puteau fi preschimbate în aur. Te duceai la Banca Națională pur și simplu și primeai aur în schimbul bancnotei. De exemplu, când era rege Carol I, o bancnotă de 20 de lei avea aceeași valoare cu o monedă de aur de 20 de lei, iar o bancnotă de 1000 de lei valora cât 50 de monede de aur. Și acum nu mai au valoare în aur? Nu mai este nevoie. Oamenii s-au obișnuit să folosească bancnotele, iar Banca Centrală garantează valoarea acestora. Uneori, din cauza războaielor sau altor evenimente, prețurile tuturor mărfurilor cresc, iar banii se devalorizează. În România, de exemplu, banii și-au pierdut cel mai mult valoarea după cel de-al doilea război mondial. În 1947 a fost tipărită o bancnotă de 5 milioane de lei. Au fost țări care au suferit și mai mult de pe urma războaielor. Cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în Germania, unde în 1923 a fost emisă o bancnotă de 500 de miliarde de mărci germane. Atunci când are loc o devalorizare, țările încearcă de obicei să protejeze oamenii prin legi ce stabilesc noi valori, atât pentru monede cât și pentru bancnote. Legile de acest fel se numesc reforme monetare.
O astfel de reformă monetară a avut loc în anul 1947, când un leu nou a devenit echivalent cu 20.000 de lei vechi. După anul 1989, prețurile au crescut foarte mult. Banii s-au devalorizat din nou, fiind necesară o altă schimbare. De această dată însă, în anul 2005, BNR a hotărât să schimbe valoarea banilor prin denominare. Ce? Pardon, am vrut să spun că BNR a tăiat 4 zerouri din coada numerelor de pe bancnote. Astfel, 10.000 de lei vechi au devenit un leu nou. Auzi, dar noi de ce nu facem bani din hârtie ca în Germania? Ei, majoritatea țărilor banii sunt făcuți din hârtie. Cum a fost și la noi până în anul 1999, când au apărut primii bani din plastic, polimeri. Din 2005, toate bancnotele românești sunt din plastic. Ia uite, ți-am ținut un curs despre istoria banilor. Nu ar fi gândit că poate fi atât de interesant. Cred. E plăcut să vezi că banii fac parte din istoria lumii. Și tu vei fi martor al unor evenimente importante, atât pentru istoria banilor, cât și pentru istoria țării noastre. Un astfel de eveniment va fi introducerea monedei euro în România.